Grija administrației locale pentru modernizarea instituțiilor de învățământ a început în urmă cu 10 ani. La ora actuală nu mai există școală cu toaletă în curte sau fără încălzire centralizată. De curând, primarul comunei Petrești, Daniel Lucian Andrei, a semnat pe Planul Național de Redresare și Reziliență un proiect de finanțare de eficientizare energetică la școala gimnazială din localitate. Pe lângă lucrările de eficientizare energetică, se va schimba mobilierul și se vor dota cu materialele necesare cabinetele de știință și informatică. Lucrările vor demara în primăvara acestui an. Am un proiect depus pe Agenția Fondului de Mediu. Cred că știți cu eficiența energetică. Se pune accent pe pompele de căldură, pentru că vedeți și dumneavoastră, gazul, curentul, toate se scumpesc, se pune problema ca într-o zi poate să și lipsească. Noi nu credem în aceste ipoteze sumbre, dar le luăm în calcul. Drept pentru care am îndrăznit să facem un asemenea proiect, măreț, pot să spun, o izolație termică, schimbat absolut tot, mobilier, pompe de căldură, cabinete de informatică și de biologie, absolut în toate domeniile, fiecare cu cabinetul lui de specialitate. Deci va fi, un proiect care se va derula în 2023. Cred că majoritatea au înțeles, știți că mai am și eu oamenii mei care, unul, doi, câți ori fi, arată mereu cu degetul la scama după covorul curat, dar mai o scamă acolo și trebuie să ne uităm la ea. Vă dați seama că și eu mi-aș fi dorit de mult să fie treaba asta. Dar la finalul acestui proiect, oricum am să vă invit la recepție, că o să vedeți ca la noi mai puțin în județ vor fi asemenea școli. Oricum, în școala de aici s-au băgat bani, s-au avut grijă de ea tot timpul. Da. În toate? Acum s-a evitat această oportunitate, de ce să nu o folosiți, nu? Și n-am lăsat-o ultima. Ea a fost prima reabilitată, pentru că în momentul în care am venit în 2004, vreau să vă spun că avea un acoperiș de țiglă și din biroul meu direct la școală se vede. Mă tot uitam că erau și ierni pe vremea aceea. Mă tot uitam că ningea și trăiam cu frica asta de a nu se dărâma. Am schimbat, am modernizat, dar ca și acasă, după 15 ani mai trebuie să dai un var să mai... Pentru celelalte instituții de învățământ, atât grădinițe cât și școli din satele comunei Petrești, etapa de modernizare s-a încheiat. La ora actuală se lucrează la amenajarea unor spații de joacă la fiecare instituție și la refacerea celor existente.